Salut și v-am găsit la un nou episod din GTA Online, sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Și cu Remus. Salut! Și astăzi avem un episod foarte special pentru voi. Înainte să pornim, vreau să vă urez un Crăciun fericit, sărbători fericite și de asemenea să le petreceți alături de familie, alături de cei dragi și de ce nu alături de noi aici pe episod. Astăzi avem ceva special pentru că s-a adăugat un vehicul special în joc. Nu știu ce fac ei doi, să fugăresc, să bat. Ia uite, Doamne ferește. Doamne ferește. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade cu GTA Online. O să mai vină și Mihai când o să aibă posibilitatea, dar este Crăciunul când filmăm noi acum, da, ca să înțelegeți. Și vă dați și voi seama, toată lumea este plecată și chestii de genul ăsta, dar de îndată ce o să aibă și el timp, o să revină și el pe episoade. Da. Câte like-uri strângem la episodul de azi? Asta vreau să știu. Ia să-mi spuneți voi. 29.000. 29.000 de like-uri? Zici tu că putem să strângem atât de multe? Cred că și mai mult. 32.000. 32.000. 32.000, mă frate, hai că da. Dar stai, cât a zis Remus prima dată? 29. 29 și 32. Bă, nu știu care dintre ele se va nimeri. Acum depinde în funcție de voi, dar ar fi o surpriză de Crăciun perfect așa pentru mine dacă am strânge 30.000 de like-uri la episodul de azi. Acum rămâne de văzut ce părere aveți și voi, dar eu zic că o să vă placă episodul de azi pentru că, fiți atenți, și a apărut pe shop, oameni buni. Dacă intrăm noi pe shop, la Warstock, aici vedem acest stânculeț și vedem că este 0 dolari. Deci 0 dolari, nu trebuie să dai niciun ban pe el, cel puțin în momentul în care filmăm noi. Noi filmăm episodul pe data de 25. S-ar putea ca pe data de 26, când apare episodul, să fie cu bani, 2 milioane din joc. Dar acum este gratuit și să vedeți ce poate să facă. Deci este un tânculeț, nu apare pe hartă, nu știi cine îl controlează. Deci am rămas așa și zic, bă, stai frate. Deci, undercover 100%. Da frate, deci te duci la inventory, te duci aici la request RC tank și ți-l dă. Și dintr-o dată ai tancul lângă tine, adică să zicem că te enervează cineva, ți-ai luat tancul și te duci frate pe el și BUM! Și mai și sare. Ia fiți atenți ce face, hop! Nu voi acum bă. Vedeți numele? A, ba da, nu, nici pe hartă n-apar pe nimic. Păi deci efectiv poți să faci haos și după cine vine poliția? După tank sau după mine? După tank bănuiesc. După tine. După mine, pe eu stau pe loc, nu? Sau? A, nu, eu am dispărut, eu am intrat în tank? Da. Am intrat în tank și gata. Am înțeles, deci eu sunt într-un mini-tank. Tankul ăsta, ca să înțelegeți, este mai mic decât o mașină. Uitați-vă cât de mic este, Doamne ferește. Și îl poți tuna. Nu știu exact ce se va întâmpla dacă îl tunăm, dar hai să mergem până la un tuning, să vedem dacă reușim să-l facem. Voi aveți tânculețe de-astea? V-ați luat și voi? Alea din centru, da, mi-am luat și eu. E destul de caterincă, nu știu ce să zic. Îmi place la nebunie. Și, bă, având în vedere că mi l-a dat gratis, nu prea pot să mă plâng, adică ce pot să zic? Hai de viață. Ce ați făcut? Da, așa e. Fobezii pe pisica. Am făcut accident. Așa, să-mi spuneți dacă vreți în episodul de azi să facem și o misiune. Facem, facem. Normal, vreți să ne băgăm și la o misiune de aia șmecheră de prepuri? Da, șmecheră de lume, da. Am niște misiuni interesante, dar nu știu pe care să o aleg. Acum rămâne de văzut. O să ne uităm împreună și o să decidem. Aoleu! Bag viteză, bag viteză. Ia să vedem, ia să vedem. Păi, Caterinca cum sare? Asta mi se pare interesant. N-am mai văzut până acum un tank care să sare, efectiv, dar bănuiesc că dacă e atât de mic, e da, făcut să fie manevrabil și să poți să faci diferite chestii cu el. Aaa, deja am început cu haosul prin oraș. Păi cine mai ține minte când făceam haos în oraș, frate? Deci era o chestie la noi pe episoade. Lumea zicea, bă, îi băgați-vă să faceți haos. Bă, și ne băgam și distrugeam tot orașul, efectiv. Ce s-o da. Am sărit rampă. Ca pe rampă, da. Lol, frate. Ia să mă bag eu aici înăuntru la tuning. Da, și ăsta de la tuning zice, da mă, e complet ok, totul e perfect. Intră un tank la mine în tuning. Livery. Oh, ce tare! Poți să ți-l faci să arate ca un tanculeț de la vechi, respray, primary color. Poți să mi-l fac cromat. Poți să mi-l fac... dar cred că o să schimb livery-ul, pentru că nu mă lasă să mi-l tunez cum vreau eu livery-ul. Da, schimbă, să fie mecher. Mamă, de crom? Ce ciudat arată pe crom. Ce culoare să fac, mă, tankul ăsta? Un albastru? Mamă, albastru arată destul de tare. Să iasă în evidență așa mic, să pare de jucărie așa. Pisica de plastic. Ar trebui să-și facă roz. Pisica, era aproape să sar până sus pe bloc. Pisica, tu ai putea să-ți faci tankul roz, că există culoarea. Da, maxi, da. Ultra blue-l fac, că îmi place destul de mult. Și aici ai posibilitatea să băiești niște arme noi. Cum ar fi, de exemplu, ai rocket launcher-ul, plasma cannon sau flamethrower. Deci trebuie să alegi între ele.
Ia, stai să vedem. Dă-i flamethrower. Am băgat flamethrower. Ia uite-l, mă, mamă, uite mic e. Ce faceți, mă, vă încălzesc puțin? Ne pârnește. Remus, vino să... Vino să te încălzesc puțin, Remus, ia vino încoace. Da, că vreau să sar. Hai să te... Să te încălzesc puțin cu flacăra. Dă-te, mă! Bă! Te dau în tine. Bă! Băi, stai un pic, îmi plec. A venit poliția, stai că, stai că îi încălzesc puțin pe polițiști. Ia, domnilor polițiști, ia, ia ziceți-mi. Oh! Mamă! Oh! Mamă! Mamă, stai să vedem ce a... A, luz de caps. Stai că... A, nu pot să, nu pot să scap de poliție în tank. Ia uite ce fac, sar. A, n-am putut prea mult. Domnilor polițiști, lăsați-mă în pace. A, mă, frate, și... Te ajutăm. Vin, vin polițiștii pe mine și din păcate eu nu pot să mai, nu pot să accesez SecuroServe-ul. Ce chipuri ce? Nu pot să accesez SecuroServe-ul din cauza, nu știu cât durează. Nu poți deschizi telefonul. Da, cât durează să dea tankul înapoi dacă îl închid? Bă, nu știu că eu nu-l am. Nu ți-l mai dă? Sau ce? Nu știu, eu am, când am schimbat serverul. Bine că a intrat mașina de poliție în mine și o stea. Păi eu nu știu că am șanse să scap de poliția asta cu tankul ăsta, dar în fine, da. Stai, poate reușim să te scăpăm. N-ai cum să mă scap de poliție, că e elicopterul sus. Doar dacă, dacă distruge elicopterul de sus, atâta. Distrugem, distrugem. Bă, deci luați-vă tanculețul ăsta neapărat, că mi se pare prea caterincă. Nu știu ce să zic. Ia, stai să, stai să închid tancul. Cum îl închid? Cum ies? De pe F. F? Da. Și se închide camera, pur și simplu. Și acum o să încerc să scap de poliție. SecuroServe. Registrez CEO. SecuroServe, abilities, bribe. Gat. Hai că vă dau și voi o invitație în SecuroServe, hire. Offer to friends. V-am trimis invitație, să știți. Gata. Așa. Și nu știu dacă, nu știu în cât timp aș avea voie. A, într-un minut, mă, într-un minut ți-l dă înapoi. Unde îți scrie? Pe, îți scrie acolo, când ai request RC tank. Deci ai un minut jumate timpul în care poți să-l responezi. Cum ar veni? Deci nu e rău. Nu scrie așa. Cum nu scrie așa? Trebuie să scrie. N-are cum. A, bă, da, mă. Trebuie să scap acum de poliție. De un minut. Nu. Ce? Eu vreau să-i pun, vreau să-i pun arma aia, plasma. Pot să-i pun plasma cannon pe el. Și-s curios cum e. Și pe asta mergem la misiune, să vedem, să vedem care e treaba cu misiunea aia din oraș. Bă, nu uitați să vă apăsați și voi butonașul de like. Dacă ați ajuns până acel episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, aș aprecia mult, mult de tot dacă l-ați apăsat, așa că voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm cu toții, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3, like. Sper că ați apăsat și voi butonașul și vă mulțumesc din suflet dacă ați apăsat. Și nu uitați că în descriere veți avea acolo un Instagram. Dacă vreți să intrați la mine pe Instagram, postez diferite chestii acolo, tot felul de nebunii. Chiar am postat cadoul pe care l-am primit de la Moș Crăciun. Deci, da, nu vă zic, nu vă zic, nu vă zic despre ce e vorba. Dacă vreți să vedeți cadoul, îl aveți pe Instagram. Deci, cam, da, cam despre... S-a gândit moșul ăsta, că Maximilian a fost tare cu mințel. S-a gândit moșul ăsta, a? Da. Așa, da, zic, da, bă, da, da, cam cu mințel, așa, hai să-i dăm, zic. Am, da, am 20 de secunde, deci în 20 de secunde pot să fac asta. Nu! Da, fac eu așa. Nu! Bă! Mamă, ce te-a strivit? Pisică! Pisică, dacă îți dau un C4 pe mașina aia... Da, stai cu minte, că n-ai. Ia stă, nu ai, am golit magazinul. Ia, no! Ia vină încoace, ia vină încoace. Poliția, nu! Uite, uitați-vă la poliția asta, ce accident a făcut. Da, am văzut. Bă, lasă-mă. Stai că vreau, oh, să-mi spunez, vreau să-mi spunez ăsta din nou, dar stai să, stai să sun la Lester. Mă, frate, deci e așa de enervantă poliția asta, pe bune de nu. Știu. Deci mă disperă. Te-ai intrat în mine și mi-a dat o stea, adică, frate, de ce tu ai intrat în mine? Mă disperă polițiștii. Vezi că vine poliția. Polițiști corupți. Corupți? Poliția. Sunt corupți ăștia? Da, stai. Stai, remove wanted level. Gata, am dat, am dat să scap de poliție. Bun, haideți, da, că mi-au, frate, tânculețul din nou. Mi-au tânculețul din nou, request RC tank. Și vreau să mă duc să-mi pun plasma cannon să vedem cum e. Să facem așa puțină nebunie prin oraș. A, uite-l, mă, aici. Uite-mă că-l văd pe hartă, înainte nu-l vedeam. Ce, mă, vezi pe hartă? Acum te vedem că suntem în organizație, da. Am înțeles. Și mă vezi ca și cum aș fi eu sau ce? Da. Nu, un tank efectiv pe hartă. Tank, cum e obișnuit, tank cu iconița la... Da, o văd și eu acum pe hartă. O văd și eu chiar. Da, uite. Bă, ce faceți, mă, toți? Reduceri, reduceri. E reducere la tuning cumva și n-am știut eu sau ce a fost aici? S-a făcut reducere la tuning, mă, băie și fete, repair, weapon, plasma cannon. Gata, ăsta o să fie cel mai șmecher, cred că. Ia uitați-vă. Ma,
Mamă, mitralieră! Wow, ce superb! Wow, pisică! Star Wars! Da, chiar că Star Wars, ce asta, frate? Stai să-mi repar și o mașină și ies. Stai că fac mega house, mega house fac aici. Stai să vin. Wow, băieții, ce faceți? Wow, chiar că e Star Wars, lul. Vezi că trag după tine, dar nu pot să înclin tureta atât de jos. E bine. Ia uite, stai că dau eu în tine. Bă, mi-ai dat viteză, zici că am nos sau ceva. E cam, știi care e faza la el? E lent. Adică, știi că ziceam eu că acum toată lumea o să aibă tankul ăsta și toată lumea o să intre pe servere cu tankul ăsta. Dar e lent, n-are cum să te fugărească așa ceva. Da, da, te poți feri foarte ușor cu... Da, te poți feri pentru că practic caracterul nu și-a damage. Da, tu nu-ți iei damage, tu practic tu vezi dintr-o, nu știu, ești într-o fel de... Invincibil. Da, tu ești invincibil, că tu n-ai cum să mori, că tu nu ești fizic în aparatul ăsta, știi? Ok, dar dacă îți dau, spre exemplu, explozibil... A, mă, frate, ce se întâmplă? Doar dispare ăla, nu? Dacă îmi dai explozibil, doar dispare tankul, da. Dispare tankul și eu mă responez cum ar veni. Deci eu nu pot să mor în tankul ăsta. E super atunci. Știu. Eu sunt curios ce se întâmplă dacă eu închid tankul acum. Pe mine unde mă dă, la mașină? Da, te dă de unde ai luat-o, da. De unde ai luat tankul. Deci tehnic vorbind, eu pot să fac pe ce house și păi mă duc cu mașina și nimic nu s-a întâmplat, nu? Da, da. Dar ai în continuare poliție. A, ai în continuare poliția, deci nu scap de poliție cum ar veni. Pentru că nu tankul jucăria are stealth. Ia, hai să scot tankul acum. Cum fac? F, așa. Și acum, eu nu mai sunt acolo, eu sunt în altă parte. Poliția fugărește pe nimeni. Eu sunt... Da, da, da. Bă, deci e un pic OP dacă stai să te gândești. Corect? Nu chiar. Da, Bă, chiar e okay. Pentru că poliția... Singurul dezavantaj ar fi că nu te vedem pe hartă și poți să tragi de oriunde și nu ne dăm seama pentru că ești mic. E avantaj pentru mine ăsta. Pe avantaj pentru tine, bineînțeles. Dezavantaj pentru voi, avantaj pentru mine, deci tot e ok. Dar ai și tu dezavantajul pentru că poți să scot mâna pe gem și să-ți arunc un C4 pe tine. Și te-ai dus în pisici. Corect, corect. Dar nu știu cât de rezistent e, deși nu cred că e rezistent. Hai că am intrat la arcade, mă duc să selectez misiunea și mergem să facem misiunea. Sper... Ia vreo 3 stele de poliție. Păi încercați să scăpați, că nu știu dacă pot să dau ăla de abilities, ghost, nu ghost. Bribe e în 4 minute, deci nu pot, nu am timp să-l dau. Îl dau. Așa. Eu. Dați-vă Lester să scăpați de poliție. Eu am scăpat de poliție că am intrat la arcade. Dacă vreți puteți să intrați la arcade să scăpați de poliție. Și o să selectăm patrol ruți. Pe asta n-am făcut-o niciodată. Misiunea asta n-am făcut-o niciodată și o să facem împreună acum. Așa. Bun, avem nevoie de o mașină și eu nu mi-am scos mașina. Wanted level. Ce fac? Unavailable. Nu, am scăpat de poliție, lol. Te-ai dat de pe radar din cauza asta? Of the radar. Nu, am dat și ceva. Așa, voi vedeți unde trebuie să mergem? Vedeți că s-ar putea să trebuiască să facem misiunea asta silențioși. Adică, Remus, știi cum ești. Mașina mea e praf. Da, eu știu, da, na. Dar nu te văd pe hartă, deci nu știu unde ești ca să te pot ajuta. Păi stai, pisica, oprește-te să vin la tine. Intră, Remus e off the radar, adică ce zici de el? Ce păi zici? Am vrut să dau de oante, dar mi-a păi ieșit. Păi stai mai puțin, dacă el e în organizație nu-l cu vezi. Noi. Nu-l vezi. S-a dat singur. Ești în organizație cu noi, Remus? Ești, nu? Da, normal. Și înseamnă că... Da, nu știu, chiar... Deci nici noi din organizație nu te mai vedem. Ceea ce e foarte straniu, adică... Gata, e cu mine în mașină, hai, de bici. Și hai să ne întâlnim acolo. Zice hai. În Little Seoul. Deci, acolo, cică... Noi trebuie să facem rost de ceva, dar nu știu exact de ce. Dar avem nevoie pentru heist. Deci... hai să vedem despre ce este vorba. Eu merg unde mi-a zis. Stai să văd. Vă zic și vouă dacă e ceva aici. Păi e aici. Suntem după tine. Sunteți și voi în zonă? Da. Ok, deci fiți atenți. Voi știți ce e aici? Păi... Păi stai puțin, trebuie să fiu... Voi de security guards în meeting and... Păi știi ce? Avem două chestii. Putem să ne infiltrăm pe lângă ei sau putem să-i rupem pe toți. Hai pe lângă ei. Și vedeți că mi-a dat Lester un plate. Trebuie să găsim plate-ul ăla de la mașină. Deci zice Lester 02SAB785. Vă uitați la numărul de matriculare. Pă, voi vedeți ce e aici? Eu aș scoate mitraliera. Camera de la telefon? Aș scoate mitraliera aia mare. Dacă dai zoom cu camera de la telefon, ce are? Nu are nimic. Dar să le vezi mai bine. Nu-mi încape pe aici. Scoate și voi mitralierele? Ia uite, selfie de la misiune. Le dăm cu mitralierele? Nu, stai. Stai că își face poză. Nu, mă uit cu zoom-ul. Lasă-mă că nu se întâmplă nimic, ia uite ce...
Ia dorm pe toți, le dau somn. Noapte bună. Hai că... Păi nu, că dura prea mult, frate, să stau silențios, adică pe bune? Să-și dă meeting, gata. Ok, hai, găsim mașina și pa. Ok, stai să găsim care e mașina. 2 SAB a zis, nu? Parcă? 02 SAB, uite sus. 02 SAB, ia uitați-vă la numărul de matriculă. A găsit o pisica, care e? Eu a găsit o pisica? 02, uite asta e. Stai că deschid eu portbagajul. E în portbagaj, e în portbagaj ceva. O, stai că trebuie să fac o poză cu camera. Hai. Stai, 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 stai. Am făcut level 198. Stai. Stai mă că nu pot să prind cu camera corect, stai o secundă. Vine poliția după noi. Nu e un bun. A, deci staff roster, să vedem cine lucrează la casino în noaptea aia când vrem să dăm jaful. Asta e, asta e faza. Send photograph to Lester. Stai așa că-i trimit lui Lester poza. Hai, send foto. Gata, Lestere, ia de aici. Gata? Hai. Am trimis-o. Și acum trebuie să intrăm... Hai, veniți după mine, încerc să fur... Da, hai că am furat mașina asta. Intrați aici, dacă e, să fugim de poliție. Mamă, câtă poliție vine! Aveam și cu Roma, totuși. Lasă, că mergem așa. Nu ne știe. Bă, nu și-au dat seama că noi suntem. E nu bine. Și-au dat seama... A, nu! M-a întors ăsta! Merg cu spatele, n-are nimic. Nu, este... Au, lol, frate. Ce? S-au dus la... Parcarea știu și n-au, pentru că asta e altă mașină, nu și-au dat seama că noi suntem. Așa, iau pe aici, frumos. Stai, 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 că mergem pe aici, nu-i problema. Te mergem și pe podul ăla, ne ascundem, așa frumos, frumos. Numai să nu fie elicopter, dacă elicopter ne rupe. Asta e faza, că pe aici noi suntem ok, avem 3 stele, deci o să... Elicopterul ăla vine direct în coace, frate, uitați-vă și voi, uitați-vă pe hartă. Îl văd. Hai că poate ne urișăm. L-am călcat pe ăla. M-aș gândi, dar dacă treci pe mare, vin și cu nave. O, mă gândeam să luăm niște jet ski-uri, că sunt jet ski-urile aici. Hai. Hai. Mama, deci am călcat-o pe aia. Gata, da, yes! Mă, avem, am două stele. Am scăpat, am scăpat, am scăpat. Păi am scăpat, s-a făcut, s-a făcut misiunea. Am scăpat, deci totul este în regulă. Bă, de când n-am mai fost la parcul ăsta de distracții, uite-te și tu. Mi-am lăsat aminte acum, deci cine mai ține minte când ne duceam la parcul ăsta și ne dădeam aici? Mamă, ce catering că era cu parcul ăsta. Țin minte. Și mă bucur că avem mașina de asta, că cu alta mașină n-ai fi tu să faci asta. Adevărat. Nu știu ce mașină e asta, Caniș. Dar mi se pare destul de șmecheră. Hai să ne dăm și noi în trenulețul ăsta, vreți? Da. Așa de sărbători, măi, că e Crăciunul. Ne dăm de Crăciun. Uite, eu intru pe la exit. Ce ziceți la de mine? La ieșire, da. E bine. Ah, am sărit. Aaaa. Pisica s-a împiedicat. Pisica s-a împiedicat de linia aia roșie. Bă, dar stați așa că... Stai că trebuie să-l așteptăm să vină. Nu, nu, nu te urcă, mamă. Deci caracterul ăsta se urcă așa de random. Haide, mă, cu trenulezul. Da, hai. Hai să-l prindem. Hai, hai să prindem trenulezul. Hai după el. Unde ești? Că vrem să ne dăm. Vrem să ne dăm și noi în trenuleț. De Crăciun, fii mai bun, dă-te în trenuleț. Bă, deci... Sări, sări, sări! Aoleu! Bă, m-a aruncat în apă! Nu! Hai că m-am dat în trenuleț dacă e... Bă, m-a aruncat fix în apă, ești de bun. Da, deci asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like. Vom mai face episoade cu GTA dacă vedem mult suport din partea voastră. Și da, luați-vă tănculețul, pentru că bine, nu știu când o să vedeți episodul ăsta, s-ar putea să coste bani. Merită și cu bani. Merită și cu bani. Da, deci mi se pare că merită și cu bani, da. Dacă n-ați apucat să vi-l luați pe data 25, dați 2 milioane, luați-vi-l. E prea blăniță de urs și faptul că nu te vede nimeni pe hartă, ce să mai zic? Ce să mai zic? Da, un piculeț ope. Dar da, ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa. Pa.